Dragi oameni buni, mă aflu aici cu Cristi Mitrea. L-am invitat și pe el pe terenul meu de joacă, cum ar veni. M-a scos la interval, adică. Da, exact. Provocare, da? Nu vrei să știi ce i s-ar putea întâmpla lui Cristi Mitrea dacă mă apuc acum și dau drumul la brațe, zici că e cartuși de gloanțe? Nu mai dansat. Da. Știi că sunt meme-urile alea, am vrut să mă duc la bătaie Madama Maradans. Zii, băiatul meu, ce faci? Bine, care e istoria ta cu bătaia, domnul Cristi Mitrea? Zi-mi. Cu ce ocazie vii tu într-o stare de arte marțiale? M-a invitat Andrei Stoica și mie îmi place mult de el că e băiat bun și nici nu vreau să mă pun rău. Mă înțelegi că... Na. N-ai de ce, mânene, că noi suntem pașnici. Noi nu suntem agresivi. Luptătorii de performanță se controlează foarte bine. Dar nu ți se întâmplă... E un mit eronat. Dar nu ți se întâmplă sau ți s-a întâmplat pe vremuri, poate când erai mai mic, cumva să te provoace oamenii doar pentru că știau că știi bătaie? Să-și demonstreze lor lucruri. Ba da, nu neapărat lor, vor să demonstreze. Din păcate e un defect pe care l-au mulți oameni în zilele de astăzi, să demonstreze altora. Da. Atâta timp cât nu ai alte skill-uri cu care să te mândrești, vrei să faci poste de genul ăsta. E la modă pe TikTok acum. Am fost provocat anul trecut, dar mulțumesc Dumnezeu că m-a dus capul să nu răspund. Nu răspund la așa ceva, mi se pare jenant. Să vină, mai ales pentru că provocările astea vin din partea oamenilor care nu sunt pregătiți. Da. Către oameni, se îndreaptă către oameni cu pregătire foarte mare în arte marțiale și în sportul de contact. Ceea ce mi se pare o nebunie curată oricum, sau o lipsă de nivel de inteligență, cel puțin peste mediocru. Putem să zicem cine te provoca? Adică mai ținem... Nu, de ce să faci reclamă unui tâmpit? Nu. Unde dăm asta? Da. Păi, e ok. E bine. Doamne aștept. Nu, deci, prerească nu Dumnezeu. Cochetăm cu galele alea cu cușca. E din gala aia, da, ei da. Se luptă în galele alea, da. Da, nu, dar n-are cum să-i zici, Doamne ferește, nu. Ce sens are? Că nu e, oricum nu e singurul. Nu e singurul, au primit provocări luptători mari și Sandu și nu știu, au primit mai mulți. Dar ți se pare că ăla e doar show acolo, între ghilimele, adică... Nu e un show, adică ei, copiii aia luptă pe bune săraci. Problema e că sunt aruncați acolo ca în arenă când erau gladiatorii, for fun, pentru... public, ca să hrănească publicul cu așa ceva, e o nebunie care prinde, într-adevăr, ca business, n-am nimic de spus, dar ei sunt niște oameni care nu sunt pregătiți pentru toate riscurile pe care trebuie să le înfrunte, ei habar n-au ce riscă când intră în cușca aia. Ok. Crezi că, cu privire la publicul feminin, să zicem, de obicei este atras sau speriat de ideea asta că un bărbat ar cunoaște tainele unui asemenea sport? Nu, femeile tot timpul au fost atrase de bad boy, de băiatul dur, adică dacă ești și puțin inteligent, ai și puțin educație, știi să te și comporți cu ea, cred că abia își doresc să vadă un băiat care știe și luptă. Mie mi se pare foarte interesant și nu doar mie, ci și publicului care urmărește emisiunea domnului Măruță, faptul că tu ești combatant și acolo, în emisiune, adică om mai direct și mai fără filtru decât tine, eu n-am văzut. Cum? Adică de ce? Este acesta rolul de bad cop pe care tu trebuie să-l ai sau tu așa ești tu în viața de zi cu zi? S-au îmbinat foarte bine momente sau situații în care pot să-mi afișez și eu hate-ul meu natural. Da. Nu recunosc că de multe ori am un hate de ăsta, dar măcar e un hate de calitate, știi? Adică ce faci pe online nu prea e de calitate de multe ori. Da. Asta e certificat de către TV. Certificat, da. Da. Și până la urmă trebuie să înțeleagă lumea și ce e divertismentul și un show la televizor și așa mai departe, indiferent de rolurile pe care le avem noi acolo. Sunt fără filtru pentru că îmi permit față de mulți alții care nu-și permit. Adică pot să fiu franc, eu n-am nimic de protejat, n-am imagine de protejat, pe mine mă interesează, adică oricum. Însă sunt, dacă am nevoie de spus ceva sau trebuie să spun ceva, trebuie să înțeleagă toată lumea, eu o să spun fără perdea, n-am de ce. Cum ți se pare că sunt la momentul actual jocurile făcute la Survivor și asta e ultima întrebare? Tu-i cam ei pe băieția la rost, ca să nu folosim alt cuvânt, când vin acolo în studio. Da, ideea e că eu în mare parte trebuie să evidențiez părțile rele, da. Când vin ei în studio acolo. Așa, dacă mă întreb cum sunt aranjate, așa a semnat. Să spun, habar n-am. Cine ți-a pare ție că ar fi... Îmi place, îmi place overall așa, pentru că sunt o persoană care se uită în ansamblu,
Îmi place mult și de TJ, îmi place mult și de, cum îi zice, de... Ce Zani, iar mă, toată lumea zice Zani. Ferească Dumnezeu, ești nebun. Ce gestură? Nu. Lasă-mă, mă, cu... TJ și Iancu. Iancu, îmi place per total, ca și începând cu familia, cu caracterul ăsta familist, cu respectul pe care îl poartă, cu cum se comportă, cum nu reacționează, atenție, cum nu reacționează. Da. Îmi place foarte mult de ei. Tu dacă erai acolo, îi omorai pe toți, efectiv. Nu, mă, nu îi omoram, dar mă certam sigur cu cineva. Eu asta încercam să vă zic, că nu e. El e băiat bun, dar până îi sare... Până îmi sare cocosul din mine, da? Da. Sau din ei. Din ei. Da. Da. Ce să te mai... Te mai întreb acum de-astea de viața personală, cu cine faci tu Paștele, faci singur? Hai, zi-mi așa. Nu, dacă... nu fac niciodată singur. Mă întreb dacă e cu o fată. De cu fată, nu, da, dacă e cu fac cu prietenii. Nu, mă, frate, nu. Nu, e bine așa. Nu, sunt focusat foarte mult pe partea asta. Am sala, am serviciu, am emisiunea. Adică, aha, când nu o să mă mai vezi că merge bine pe plan profesional, să știi că am pe cineva. Dar nu, apoi, stai, mă. Lui fetele îi scriu multe. A, da, mă, multe. Da, da. Îi trimis și poze de alea. Da, mă, frate, și filmulețe. Dar... Vezi, mamă, ți-arăt ceva? Dar, stai. Cum, așa? Nu, nu e ceva oficial. Da, aia nici nu e important, cred, altceva e important. Ce? Deschiderea lor? Exact, bun asta, deschiderea. Deschiderea. Unghiul. Unghiul. Bă, contează. Și la noi contează să... Ne confunzi, te duci în aia, care merg la gala acolo, că sunt câțiva. Pa, te pup, mersi. Mersi, pa. Mersi.